Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem la Stupină. Iată, după perioada asta rece, rece. Dimineața erau 4-5 grade. Iată, acum am ajuns undeva la 15-16 grade. Albina a ieșit la... se mișcă frumos, după cum și observați. Ce să vă spun? Mai întâi îmi cer scuze și îmi cer iertare pentru că nu v-am mai pus filmulețe. V-am lăsat, dragilor, așa, într-o situație nu tot mai plăcută. Voi care mergeți pe tehnologia Proful Online, pe Biostup, sunteți nerăbdători. Ce noutăți mai am? Da, da, am noutăți absolut spectaculoase, pentru că, vă spuneam, am iernat majoritatea în două, pe două, să spunem, familii, iar acum, cum bine știți, una o familie merge mai în față, una mai în spate, depinde de matcă, depinde de potențialul acesteia. Acum, iată ce lucrare am făcut. Am luat câte două rame cu puiet, din cele cinci care erau aici, full cu puiet, vă convinc că așa este. Am să iau pe prima de aici. Aici am și... am păstrat hrănitorul, am făcut hrănirea cu, după cum știți, cu miere cristalizată în folie dublă, după care am venit și am pus un pic mierea, fiind un pic mai fluidă, o parte din ea, am pus un hrănitor ca să nu curgă printre folii. Și atunci, aici el a și pornit făgurea lui, asta este spectaculos să vedeți cum pornește, ce măsură exactă reușește să facă. Deci, unele se apucă din partea asta, mai încolo, pornesc așa și îndată vor încheia. Asta e fantastic. Deci măsura este atât de perfectă încât vor încheia cu succes fagurile acelea pe care le vedeți complet de la un cap la altul. Ba mai mult, acolo îi pun și rezistență, leagă lateral. Deci este un spectacol de frumusețe rară. Spun asta pentru că la unele deja am făcut o primă recoltare de puiet căpăcit. Sunt la al doua ramă, spuneam, și aici am pornit, haideți să vă arăt și rama, spuneam că astea alte de aici sunt puse, sunt full cu puiet. Au fost 5, 3 le-am lăsat, am pus două foi, atenție, am pus două foi, l-a crescut, sunt convins că foile vor fi crescute în varianta aceea, pentru că au lateral aici rama proeditoare. Da, uitați-o, asta este rama, și-a făcut și coroniță, îl filmez un pic mai greu că sunt cu o singură mână. Uitați, până jos este o lucrare făcută spectaculoasă, pentru că căldura au suficientă, deci nu suferă de din cauza asta. Da? Deci așa arată rama. Cu o mână, cum vedeți, filmez. Voi meritați, trebuie să vedeți asta. Trebuie să vedeți și proiectul ăsta care l-am acum în minte. Pentru că vreau să vă spun, dacă vom capta pe cale naturală varoa, de timpuriu, din primăvară, vă spuneam că sunt la unele, la al doua captură de puiet căpăcit. Deci după ce căpăcești, imediat am și luat-o. Ca să vă conving, îndată la vecina am să fac chestia asta. Deci, au rămas trei. Două, dragilor, cu puiet le-am pus în spate. Deci două rame cu puiet de la unul și două de la celălalt le-am pus în spate. Aici am lăsat pentru început, pentru tatonare. Vedeți, am roință, nu mai pun rama pe lângă mine, nu mai stau de vorbă. Pur și simplu am venit rapid și am pus cele patru rame cu puiet. Da? Asta era diafragma care o țineam pentru ținerea căldurii acolo lângă diafragmă. Acum o să o luăm. Rama asta nu se mai merită să rămână. Deci lăsăm în cuib numai patru rame. Vedeți, asta e varianta de creștere a ramelor. Deci, numai cu celule de albine, dar absolut numai cu celule de albine.
Este spectaculos cum. Dacă au varianta trântorilor, de crescut trântorii, nu mai au ele nicio frământare în privința creșterii, în privința creierii spațiilor pentru masculi. Nu. Suntem la nasul lor tot timpul cu rama. Cu rama clăditoare, rama capcană, și o să vă arăt că sunt la al doilea făgurel. Imediat, chiar la ăsta am să vă arăt. Partea cealaltă, fiind mai puternică, a pornit mai din timp, am găsit căpăcit, am tăiat făgurelul, ieri l-am făcut și astăzi o și pornit acolo, o să vă le arăt îndată. Da, deci acum am introdus rama creditoare. Vedeți, stăm strâns și atunci ele sunt nevoite să pornească de timpuriu. Rezerva de pâine am pus în spate, da? Cele două le-am pus în spate. În clipa asta, fără discuții, nu stau pe gânduri, le lipesc una de alta pentru că nu se bat, nu nimic, pentru că sunt vecine aici, miros oricum, s-au uniformizat într-o măsură. Deci, ele au venit la hrană, știți, aveam ochiurile și astea. Iată. Ochiurile Hahnemann au fost deschise tot timpul. Albina a venit din ambele familii, a cules și a văzut de treabă, s-a dus în față. Așa. Deci, vedeți, biostupul, chiar în condițiile astea de temperatură, de cum să spun, perioada asta capricioasă cât cuprinde. Iată, a fost deschis ochiurile Hahnemann și mirosurile, ochiul de miros sunt prin sită, prin fundul antivaroa, totul este lăsat. Și acum eu practic le-am unificat fără nicio emoție, cele patru rame cu puiet. De regulă aici ca să fie puiet căpăcit gata de ecluzionare, dragilor, pentru că interesul meu maxim este ca să se formeze aici albină și pe culoarul ăsta. Ea se va duce și prin ochiurile acelea o perioadă de timp, dar va și ieși, pentru că urmează acum să dau drumul la rampa de zbor din partea asta, din buzunărel. Rampa de zbor n-a fost deschisă până acum, abia acum o deschidem. Așa. Sigur, le păstrează mirosul comun celor două mărci. Uitați-vă, le-am lipit una de alta, nicio problemă nu-i, nicio o clipă, o albină nu se agață de cealaltă ca să creeze. Nu sunt probleme în privința asta. Punem și diafragma asta cu... Hai să pun și rama asta, deși n-ar mai trebui. Am să pun chiar după diafragma rama pe care am avut-o între cele două. Cât am pus, pur și simplu cât am luat din față. Da? Deci cât am luat din față, le-am pus aici în spate. Așa. Și pun, las și diafragma asta. Pentru că o parte din albină va naviga, se va duce dincolo. O parte va rămâne aici, în contact cu... Ei, acum, dacă după câteva zile am o botcă din schimb liniștit, imediat am și rezolvat treaba asta, se închid ochiurile și ai băgat botca respectiv și aici îți dai drumul la un roi de timpuriu, cu multă albină, își face albina de zbor pe aici. Deci totul va fi perfect. Și acum, dragilor, eu nu mă grăbesc să fac asta, dacă aș avea. Și parcă am undeva o matcă în schimb liniștit, am recoltat primele bărci, dar iată care e obiectivul meu. Îndată, după câteva zile, sau când durează vreo săptămână și jumătate, două de acum până la păduri, vreau să spun, în zona mea de aici, și în clipa în care voi avea full de din nou cele 5 rame, probabil că mai recoltez încă o șarjă de rame cu puiet, atunci voi veni cu rama cu matcă, las numai o singură ramă, acolo cea cu matca. O voi aduce în față, știți câte îmi rămân aici? 4 și cu 5 din partea asta, de 9 rame cu puiet. 9 rame cu puiet full făcut, așa și cu toată albina călătoare. Ei bine, și ăsta din spate va pleca foarte puternic, are albine care ecluzionează între timp, o săptămână jumate și va fi perfect. Matca vine aici, una din ele, cea mai modestă am să o aduc aici, că cea mai puternică o să o las în față.
practic, în față va fi pe 9 rame cu puiet căpăcit. Eventual, dacă mă gândesc, mai vin și cu o ramă, ca să fie 10, dacă cumva mai am ceva de naie ecluzionat, 10 rame cu puiet, plus 3 care le mai pun până la 12, aici în față, dragilor, va pe 90 rame cu puiet, am pus caturile deasupra și am dat drumul. Dar, în clipa în care 2-3 zile stă și aici, am destul albină, voi lua și s-a format și ăsta. Și a format și el albina de zbor, aici, din asta care e, nu? Voi lua pe ăsta și cel mai bine să fie, după ce se face full, așa, iau și rama creditoare o pun pe poziția ei, iau cuibul de aici cu 3-4 rame și mă duc deoparte și pornesc 2 în 1. Adică încep figura asta într-un biostup gol, pun cele 3 rame cu puiet tot căpăcit să fie din asta de aici și în momentul în care mă duc într-un biostup și am pus 3 rame cu puiet, îmi rămân 2 de aici, mai viu și în partea asta și am băgat rama creditoare la mijloc, astfel, dragilor, îmi continui procesul de captare varoa cu toată forța, trecând albina prin grilă. În contact va fi tot timpul cu albina, cu ramele astea care sunt căpăcite și femeile de varoa vor alerga și vor popula foarte, foarte bine rama capcană. Rama capcană o voi folosi cu toată forța. Cum s-a căpăcit, cum o dau jos? În felul ăsta eu îmi fac o deparazitare naturală, profitând de biostup. Observați ce fac, profitând de biostup. Pentru că voi avea rame clăditoare aici gata de căpăcit, tot timpul gata de căpăcit, pentru că în clipa în care am tăiat-o, imediat o altă, în câteva zile va fi crescută. Și vă arăt asta ca să nu spuneți că eu vorbesc așa fără acoperire. Deci m-a întristat foarte tare nereușita lui Ionică și am spus, vinovat sunt eu, pentru că probabil n-am insistat foarte mult pe ce înseamnă captare naturală. Până când scade interesul creșterilor tântrurilor, deci undeva pe la 15 iulie, dar atenție, roiurile care le fac, toată chestia va fi pe procedeul ăsta, continuu. Deci continuu. Când ajung la densitate, așa îmi va crește și trântori, deparazitez și roiul respectiv. Deci eu o fac cu înverșunare, dar nu numai că o fac așa, ca și o poveste. Acest lucru va fi, din clipa asta, făcut într-o cercetare științifică, pentru că am luat legătura cu un medic veterinar, acesta are cunoștință la Catedra de Medicină Veterinară de la Iași și sub coordonarea unui profesor universitar. Tot ce fac acum va fi publicat, veți vedea, vom avea șansă, mergem la laborator și înainte, când ajung ca rama asta creditoare care o am pusă perpendicular pentru familia dezvoltată, pusă acum pentru roiuri sau așa pentru fiecare în lateral, pus aici în cadrul, deci cele 5 rame și pe urmă rama creditoare. Deci, atenție, asta făcută cu foarte multă insistență și sub bagheta, să spunem, unui profesor universitar, medic de la Catedra de Medic Veterinar. Deci, uitați-vă, dragilor, ea și-a făcut și coroniță. Eu n-am tăiat totul. Coronița n-am tăiat-o. Am lăsat și de ieri, începând, dar nici sunt 24 de ore, undeva pe la ora 3, la 15, deci după amiază am reușit să ajung aici și am tăiat. Mi-am propus să vă arăt acest lucru. Deci o recoltare făcută a varoa și aici cum a și pornit creșterea. Pentru că este înverșunată. Spun, cum se poate? Dar ce înseamnă chestia asta? Dar cum? Dar a fost acum, din nou, avem interes și a făcut calculul. Știu câte densitate e în momentul de față și mai știu când ecluzionează ce se întâmplă. Când ecluzionează, cât albină va fi într-un
timp de, deci simt pulsul perfect, au un calcul atât de riguros făcut încât știu foarte bine că au nevoie de masculi, n-au masculi, asta e povestea, n-au masculi deloc, câtă vreme suntem în rame de acestea perfecte, dragilor, perfecte. Iată ce am făcut, am pus două foi, da? Două foi la crescut, pentru că, și astea vor fi crescute tot în ritm, în stilul acela. De ce? Păi era numai capcană care aici cresc celulele de trântor. Și apoi astea le cresc numai pentru albină. Da? Deci, în clipa în care ajung, v-am arătat, deci sunt la a doua recoltă de varoa. Voi continua în sistemul ăsta și la roiurile care le voi face. Voi avea, vă garantez, atunci când intru în luna lui august, când albina nu mai are, deci nu mai este infestată cu, și nu mai am șansa a creșterii trânturilor, eu voi fi cu albina curată. Deci, dacă nu mai am femeile de varoa și le-am tot cules așa în sistemul ăsta, atunci e natural să spun, da, am reușit. Dar, repet, sub bagheta o cercetare științifică făcută, nu numai o poveste spusă de mine, pe care unii o cred, alții nu o cred. Dar iată-mă că acum mi-am pus, să spunem, mintea la contribuție și am zis, nu se poate, trebuie să reușesc. Biostupul are oportunități pe care eu n-am știut să le folosesc. A fost numai ideea de început, dar neșansa de a, sau greutățile pe care le-am întâmpinat, faptul că mulți au avut necazuri, a fost anul ăsta așa cu pierderi imense, atunci am zis hai să trebuie să-i găsesc lui biostupului posibilități. Sigur, trebuie să vă mai spun încă ceva. Am de luptat foarte mult și cu stupine din jur. Pentru că mă deparazitez, fac eu tot efortul, dar dacă celelalte stupini merg pe tradițional, știți bine, varoa se transmite, mai ales atunci când beau apă, albinuțile, și voi ați văzut cu varoa cum coboară de pe, femeia coboară de pe o albină, merge, dacă nu și-a găsit celule pe acolo care să o intereseze pentru a intra la mulțire, urcă pe altă albină. Nu știe ea că albina aceea știe într-un fel pe cele care sunt doici și le simt că au preocupare pentru rămânerea acolo. Una este albina călătoare pe care ea, când parazitează pe călătoare, atunci când a epuizat stupul și nu mai au ce face aici, atunci sunt foarte multe, să spune, femeile varoa și atunci călătoresc, pleacă, asumă riscul ăsta să plece și să urce pe altă albină pe care o găsește și atunci ajunge și în stupina respectivă. Așa va ajunge din stupine infestate și în stupina mea. Voi lupta din răsputeri, dar sper să conving anul ăsta pe cei care încă mai au dubii asupra ceea ce înseamnă performanța biostupului, sper să-i conving că au o șansă, apicultura are o șansă în momentul de față dacă vor respecta cu rigoare exact ceea ce voi face eu aici. Și, dragilor, nu am ce ascunde, eu sunt atât de defrământat ca tot ceea ce îmi pune Dumnezeu în gând să vă spun și vouă, încât cred că am șanse foarte mari să fiu sprijinit și poate atrag atenția și pornim la nivel național biostup. Și de aici lupta asta, păi sunt studii, sunt, așa cum spunea Ionică, sunt armate întregi de oameni care fac cercetări și fac tot felul de teste pentru a reuși să putem ține varoa în mână. Deci distrugerile sunt imense, pierderile sunt imense. Și atunci, iată că biostupul oferă această șansă. Deci am făcut un pas în ceea ce înseamnă captarea de timpuriu a femeilor de varoa, da, captarea de timpuriu, și menținerea ritmului de captare până când eu voi constata că după ce tai făgurelul acela, la analize, la laboratoare făcute, dar analiza cea mai bună este așa, descăpăcesc eu, da, și vă arăt asta, asta e fantastic. Vă arăt asta dacă mies sau nu femeile de varoa. Vă spuneam atunci când am pierdut
Un vagon odată erau așa mare infestarea la Floarea Soarelui, încât ieșeau dintr-o singură celulă 7-8, probabil că o femeie, două intrau acolo, se mulțeau, era dezastru. Ei, așa se întâmplă când infestarea este foarte puternică. Sigur, voi vedea niște lucruri spectaculoase. Deci, insist, hai să repetăm ca lecția de matematică. Menținerea în spațiul ăsta cu 5 rame în activitate a unei măci puternice, prolifice, fie din roi, fie de anul trecut sau orice matcă, ia în starea asta de densitate suficientă pe 5 rame rămânând, va face cu putință, va fi putință să fie toate full cu puiet și densitatea mare, atât a cea albinor care se află pe interval, cât și a celor care trebuie să ecluzioneze, îi determină să aibă frământări pentru roit. Da? Ei bine, dacă așa stau lucrurile, vor crește continuu pe rama asta clăditoare. Și noi luăm 3-4 rame de acestea, da? Deci la 9 zile după ce au luat matca, la 10 zile, la 15 zile cu tot cu creșterea făgurelului. Când, să știți, în 2-3 zile făgurelul este crescut. Adică de 2 ori pe lună, dacă tai făgurelul, într-o lună jumate, în 2 luni de zile, am șanse să fac 4 colectări de acestea. 4 colectări de acestea înseamnă deparazitarea 100%. Vedeți, ca să mențin asta, și colectez, scot ramă cu puiet, căpăcit perfect și mai arisesc pe ăsta ca să îl mențin în starea asta. Și produc rame cu puiet, dragilor. Am să mă gândesc și la chestia asta. În urma unei discuții cu un apicultor, mi-a spus așa, domn profesor, eu aș vrea să fac producții, nu mă frământ în toată povestea asta. Și iată ce vă propun. Voi scoate la vânzare repede, să vând, să zicem, câte 100 de rame de puiet căpăcit și cei care au frământări numai să facă producție, să duc în pastoral, atunci le pot oferi chestia asta. Deci, cred că mă voi orienta și pe treaba asta. Colectez și varoa, practic, le dau albine de parazitate, deci fac un lucru de calitate, nu-mi bat joc de oameni. Și faptul că sunt atât de frământat și fac o cercetare științifică, în privința asta, voi veți fi beneficiariul unei albine curate pe care o luați de la mine. Da? Și atunci, cu rame de cele care mi le-am arătat, nu le mai scot acum când bate și vântul e rece, încă rame de acestea perfecte, puiet căpăcit, constituie pentru voi, să spun, materialul necesar pentru ca să puteți face recoltă. Da? Să puteți... Ei, asta voi face. Eu aici, staționar, doar voi încerca să valorific cât se poate potențialul. Că unde sunt în goluri de cules, atenție, dragilor, trebuie să o spun pe cea dreaptă. Eu nu pot menține o oată mărci decât dacă și furajez, cum spunea cineva, adică stimulez tot timpul. De ce nu pun aici doamna clăditoare, pur și simplu, ci pun pe asta, care e și cu hrănitor, ca eu, să pot stimula pe momentul în care nu am cules. Vedeți, acum, albina se mișcă bine, este un pic de cules, n-a dat salcâmul, am un lan de rapiță aici aproape și cred că ăsta îi creează sentimentul. Deci albina a stat 3 zile închisă până acum, iată a ieșit și se mișcă destul de frumos. Da? Deci observăm, ea are activitate intensă. N-am avut timp să dau nici grilele de jos în antișoricel, dar le voi da cât de repede. Acesta este biostupul de la Constanța, da, primul din 2010, cu sistemul ăla. Da, biostupul a trecut prin tot felul de etape, prin tot felul de momente de acestea. Nu se poate, numai Dumnezeu are perfecțiunea pusă la punct. Nu? Noi care suntem... lăsați de bunul Dumnezeu să ne punem mintea. Dumnezeu îi place ca omul să nu aibă liniște, să cerceteze, să descopere și să cei ce descoperă să spună la toată lumea. Asta este spectaculos.
Deci n-am cum să păstrez asta. Este atâta nevoie de informații, exact ca și la matematică. Cei care m-au văzut în luni, la 5:30 am fost la TVR1. Vedeți emisiunea acolo, dragilor. O emisiune spectaculoasă, unde am fost lăsat să și vorbesc și eu și am spus câteva lucruri importante. Deci și la matematică sunt tot atât de frământat. Alerg din noapte în noapte cu gândul să fac bine celor care așteaptă cu nerăbdare informații de la mine. O fac cu atâta drag și cu atâta dorință, încât păcat că, așa cum spuneam și în emisiune, ce lucru minunat, președintele, primul ministru, iată, președintele, profesor de matematică, profesor de fizică. Domnilor, domnule președinte, nu vă cer dictata, ieși și spuneți, există prof online. Deschideți gura așa, mare, și rar cum vorbiți, există prof online. Vine examenele astea de capacitate, de testarea asta națională, cu bacalaureat, cum știe. De ce să nu le asigura șanse egale? Ei, dragilor, nu știu, am o tristețe imensă în privința asta, pentru că sunt niște interese atât de mizerabile ca noi să rămânem neștiință, să rămânem în mediocritate. Parcă suntem un popor condamnat mediocrității. De ce oare? De ce atâta înverșunare? Cui folosește asta? De ce avem oare conducătorii aceștia cărora nu le pasă? Vă spuneam, nu știu dacă am spus, m-am găsit de cel puțin 10 ori cu Băsescu. De cel puțin 10 ori. Acum, eu am crezut în omul ăsta. Acum sunt atât de dezamăgit. Când mi-am dat seama că mi-a înșelat așteptările, eu am văzut omul care luptă împotriva corupției și acum când am auzit, el propune, a furat și ăla un pic, dar trebuie înțeles, domnule, că a furat o perioadă de timp și dai omului în cap, îl distrugi. Nesimțiților. Cum să ne facem așa? Cum ce progres să facem? Și îi spuneam lui Băsescu de proiectele mele, de cele două. Nu îl interesa tocmai. El, veneam în contradicție cu felul în care gândea Băsescu. Dezamăgeri mai mare ca asta l-am avut în viața mea. Așadar, acum, pentru președintele Iohannis, este acolo, m-am bătut foarte tare să ajung, am crezut, și cred în continuare. Dar încă, iată, întârzi și, din păcate, ia uitați cât de frumos aici, în spate, în buzunărel, se îmbulzește albina, pentru că chiar este în timpul activității. Hai să-i scoatem noi. Așa, să-i scoatem grila, să-i dăm drumul un pic pe spațiu mai mare. Ia uitați-o, drăguța de ea. Da? Uitați la vecina. Aici în spate este o marcă. Am trecut de ea, i-am băgat o foaie la lucru și cât de curând trebuie să o desfac, adică asta din spate trebuie să o iau. De ce, dragilor? Vă dați seama ăsta ce puternic va deveni când îi voi pune capul înainte să alcăm? Pe trebuie îmi dezbor. El este un model de ghiostru care a mers pe trei la iernat, da? Pe trei puloare, adică trei familii într-unul. Și acum neapărat trebuie să iau două din ele. Deci voi lua două din ele. Asta îmi place cel mai tare, văd că asta de spate este cea mai puternică. Deci așa îți dai seama despre puterea unei familii când vezi cum lucrează. Spuneam că voi lua două din ele, voi lăsa pe una singură, toată călătoarea de aici va fi prezentă, el rămâne pe 10-12 rame cu puiet, dacă mă gândesc bine, 10-11 rame de cupuiet. Și cu albina asta călătoare, vă dați seama cam cum poți face treabă pentru momentul în care apare salcâmul. Dar, încă o dată vă spun, nu sunt atât de frământat eu, ci mai ales vreau să vă ofer varianta asta. Probabil că voi și pune un anunț vând rame cu puiet. Și nu vă trebuie, dragilor, decât ramele cu puiet, că mărcirea voi aveți. Vă întăriți stupii voștri și vă băga câte două, trei rame, două rame de puiet. Ai 50. Hai să vă spun ce aș face eu. Am 50 de familii, da? Sunt în producție. Eu merg la
Păi bine, cu 50 de familii de albine, ei 100 de rame, 100 de rame și ai făcut ce? Câte două, când ai băgat două rame cu puiet căpăcit, ai tu 7 acolo și cu 2 9, ai făcut o treabă de profesionist, adică tragi cu adevărat, știu apicultorii ce vorbesc eu. Ai chinej, ai treaba făcută, ai șanse să faci producții. Dar m-am întins cu vorba, mă iertați, aș putea vorbi ori întregi, așa cum îi spuneam la televiziune, două ore de unul singur să fiu în emisiune și nu o oră. Mi-ar trebui zile întregi să vă povestesc despre ce potențial am în cele două proiecte. Atât la apicultură putem deveni o țară exportatoare de produse bio în scurt timp și mai ales țara care a reușit să țină în mână prin biostup să țină în mână și să echilibreze cât de cât pierderile acestea imense, adică să nu mai fim atât de tare afectați și să ne trezim că pierdem supine întregi. De aceea merg și spun, nu știu, deplasa nu mă mai pot deplasa. Am stat prin Parlament anii trecuți, am făcut tot ce a depins de mine. Acum am atâta treabă, stupina este destul de mare, eu sunt de unul singur, cu efort maxim să fac, am și probleme, mama mea este la 90 de ani și nu se mai poate deplasa, este cumplit, dar cu toate acestea am să încerc să fac tot efortul să vă pot ajuta, dragilor. Da? Iată, albina lucrează frumos. Așa încât voi care aveți un pic de timp, dar faceți o scrisoare deschisă. Eu în direct a fost luni acolo, spune așa, dacă aș ști cu adevărat problemele învățământului, dacă aș ști voi ce știu eu și ce știu cu toți cei care sunt în sistem, n-ar numai că e tac, nu vor să vorbească, le place, e un loc călduț acolo, învățământ, nu, numai tu știi ce faci, ai închis ușa, n-ai tu treabă, doar părinții știu că și-au trimis copilul la școală, nu mai mult de atâta ce se fac iubiții de ei. Ei bine, dacă aș ști exact realitatea, ați ieși în stradă în secunda următoare. Deci nu vă mint. Deci aș ieși în stradă cu mic, cu mare, cu copii, cu bunici, cu părinți, să ieși să le strigăm în gura mare acestor oameni care avem în fruntea țării, acestor guvernanți pe care nu-i interesează, că ei își duc copiii, unde și-i duc? Și duc la școli în exterior, sau dacă îi lasă în țară și nu au chef să învețe, că am învățat înseamnă a munci și nu prea sunt dispuși copiii acestora să muncească, le pun la acolo milioane de euro în dreptul fiecăruia, să aibă generații de-a rândul. Deci furăm de la cei mulți și săraci, și se îmbuibează cei câțiva acolo și le creează pe într-o generație de-a rândul. De aceea își dau legi mânța. Băi, ce... nu. Hai că m-am enervat. La revedere, dragilor, mă opresc aici că am treabă foarte multă. La 5 trebuie să alerg la ore. Până la 10 trebuie să trag și la matematică, cum așteaptă copiii acolo. La revedere, cu drag. Ne mai auzim.